geometrie. Că numai 33 la 189. În ipoteză se dă pe A, B, C, D, piramide, patrulaceră, regulată. B, C, D, piramide. Patrulaceră, regulată. Patrulaceră. Regulată. De o înălțimea piramide. De o înălțimea. AB, egal cu 4 mai egal din 5 cm. AB, egal cu? 4 mai egal din 5 cm. Distanța de la punctul O la planul VAB. Distanța de la punctul O la planul VAB. VAB. Este egală cu 4 cm. 4 cm. În concluzie, aflat, amit, înălțimea piramidei. BO egal cu cât? B, tangenta unghiului diedru format de planele VAB, tangenta unghiului format de planele VAB și ABC. VAB și ABC. Și ABC. Și la tangenta unghiului acesta. Da, și la C, sinusul unghiului diedru format de planele VAB și BDC. Deci, iată că avem piramida patrulatele regulate. Asta înseamnă ce are, dacă vorbim de piramide patrulatele regulate. Baza pătrat. Baza pătrat. O și de semne repede. Deci e vorba de A, B, C, D. Nu se vede, nu se vede. Intersecția diagonalelor, modelul punctul O. Și ridicăm B, O. Și atunci... Ce vedem noi în față, în momentul ăsta. Într-un fel, cum te-ai uitat din unghiul B și da. Celelalte sunt în umbră, dincolo de noi. Și acum, dată de la VAB, de la O, la VAB. Nu prea îmi place VAB așa cum e notat aici. Păi atunci, distanța BO? Știi de ce? Nu pot reprezenta. La VBC. Îmi vine mai greu să o reprezint. Distanța de la mai bine la VBC. Mai bine la? VBC. Cum e distanța la, de la O la VAB și la O la VBC. Și ca să nu fie nicio discuție, hai să schimbăm asta. A, B, C. C și B. Deci avem de la punctul ăla distanța de la O la B, de C. Deci distanța de la O la B, A, B. Acum este mai ușor de văzut de O, A. Da? Sigur că distanța de la O la fiecare din plan este aceeași. Dar, de fapt, figura e așa. Dacă ați o putem reprezenta noi, am acceptat, am revenit asupra notației să... Așa, da.
Da, și în mijlocul lui. Luăm mijlocul lui AB. Nu, luăm mijlocul lui A. Nu, ducem pe la din O pe VA. Din O pe VA. De ce? Deci problema este care este distanța de la O la V la B. Mi-e întrebi asta. Păi V nu ar fi... Și de ce? Să ne apuie un pic. Când Adi a vrut să spună ceva, îți spun nu. Eu nu zic niciodată nu. Deci, atenție, Iruna, ca la clasă. Nu ne urmări numai ideea noastră, nu zic de ce eu vreau să spun și ea. Zi ea, te rog. Deci luăm un mijlocul lui AB, omul e perpendicular pe AB, omul e perpendicular pe două plană, din teorema celor trei perpendiculare rezultă că și omul e perpendicular pe AB și din nou dăcim perpendiculară pe VM și punctul ăla să fie... E tocmai distanță. Ce e omă? Nu. VM? Eu las așa. Am dus așa. Asta e sigur așa. Conform teoremei celor trei perpendiculare. Că avea VO perpendicular pe VA. Din piciorul O, mâi, perpendicular pe dreapta, B, care e curs în plan. Și atunci, pe mână. Așa. Acum, din nou, perpendicular adusă, din nou, pe VM, într-un punct, râpa, că îți place lumea, nu? Râi. E tocmai... O râi. O râi este tocmai ceea ce ne trebuie. Distanța de la punctul O la planul B. A, B. Pentru că aici este cine? Ca să fii sigur că O, M, O, R, e chiar distanța de la punctul O. Pe O, R, e perpendicular pe AB. O, R. E pe AB, e pe V, M, deci O, R, e perpendicular pe V, A, B. Deci O, R, e perpendicular pe AB. Pe AB. De o stat de atuțul. Că zis că... Ori eu zic că eu zic că ori e perpendicular pe VM, doar atât. Da, și pe VM. Ori e perpendicular pe VM, e perpendicular pe VAB. O, M. VOM e perpendicular pe VAB. VOM, planul. Da, e perpendicular pe VAB. Pe VA... Pe AB. VOM e perpendicular pe AB. Pe dreapta AB. Da. Deci ori e perpendicular pe AB. Și mai avem că ori e perpendicular pe VM. Perpendicular pe două drepte concurente, perpendicular pe plan. Asta e și demonstrația, dar pe scurt ar fi fost reciproca mai. Reciproca a doua termenii celor trei perpendiculare, care spune așa. Dacă am un punct O și din piciorul acela am dus perpendicular pe pe mâmul ăsta suntem pe O, mâi perpendicular pe A, B. V, mâi perpendicular pe A, B. Da? E de așa știut. Și din O duc o perpendiculară pe V, M. Așa asta, O, R, perpendiculară chiar pe planul V, A, B. Chiar pe planul V, A, B. Că eu am dus-o din O perpendiculară pe o dreaptă, pe V, M. Dar, datorită calității acelea că A, B, perpendicular pe planul V, O, M, cum ai spus tu, Miruna, V, O, M, A, B, perpendicular pe toate dreptele din V, O, M, deci și pe O, R, adică O, R, perpendicular pe A, B, și atunci pe O, R, acum perpendicular pe V, M, și pe A, B. Pe două drepte concurente, deci e perpendicular pe... Asta e chiar înălțimea. Deci înălțimea, sau distanța de la punctul O, la planul V, M. V la V. V la V. V la V. Dar ea de ce-am zis că pe V la? Iarna, tu ce-i zis că pe V la? Nu știu. I-a auzit că din modul de perpendiculare pe V la. A V la e o unghie. Nu, nu am uitat, era bun. Mă, dar mai făcut problema asta odată. Pe scurt? Adică asta cu înălțimea, nu ce... Am mai jucat o chestie, problema asta, într-o altă... Împrejurare, am mai discutat. Și insistăm pe ideea asta. Când cineva pornește de la orizontul raționament, îl urmărim. Că s-ar putea să fie chiar ideea bună. Și o aruncăm. E chestia de dialog, așa. Că, trebuie avut o disciplină pe toată povestea asta. Dar, într-adevăr, asta este. Deci știm pe ori, practic o știm, e dată în problemă, e de 4 cm.
ce ne ajută? Pe VO, cum să o aflăm în condițiile astea? Noi suntem într-un triunghi, VO, M, hai să luăm deoparte. M-aș propune să luăm triunghiul ăsta cu M deoparte. Cu unghiul O în sus. Deci O aici, că e un drept. V, O, O, M. Și V aici. Și ori hiperpenetrarea adusă, iată pe ori o știm, e dată problemă de 4 cm. Mai știm oare pe om? Ați putea să spune. Era ca din 5. E jumătatea lui. Da. Deci, o, da. Da? E 2 radical din 5. Ori hiperpenicular pe un V? Ori, pe un V, păi sigur, nici un V. Ce teorema lui Pitagora, aflăm mărât. Aflăm pe mărât, de acord. Nu uitați că noi trebuie să-l aflăm pe O, V. Păi teorema lui Pitagora, cum ai zis, eu aflăm pe mărât, apoi teorema lățimii. Așa. Ori pe egal cu mărât, ori V, îl aflăm pe RV, nu știu teorema lui Pitagora, nu RV. Corect. Deci, repede spunem, în triunghiul OMR, în care știu pe OM egal cu 2 radical din 5. Pe OR o știu că este 4. Și de aici se duce că MR vorbește la egal cu radical din 5. MR egal cu 2. OM. OM egal cu 2 radical din 5. MR e 4 în ban. Păi OM la pătrat plus OR la pătrat. Minus cealaltă. Mărâi asta. Nu, e adus OM pătrat egal cu 4, da? Atunci e OM în loc 10 pătrat minus 4. Mărâi, repede, ca și mai permite. Mărâi egal cu asta la pătrat, care înseamnă 50, nu? 4, 5. Că e 20 minus 16. 4, 5, 20, minus 16 și îți iau cu 14. Adică, știu să zic asta, nu dori. Acum, OR pătrat egal cu MR ORV. Deci, din teorema înălțimii, OR pătrat. De teorema înălțimii. OR la pătrat egal cu MR ORV. OR ORV. Nu știu că rugul e 16 părți la 2. Deci 16. Rugul e la cu 8, radical din 8. Spate pe râvă, da. 2 radical din 2. Râvă este egal cu? 2 radical din 2. 2 radical din 2, spui tu? Are dreptate? Da. Bun. Și dacă râvă o știm, pe râvă o știm. Teorema lui Pitagora nu rămân. O râvă. Mă duc și aici. Uite că și 4 și pe urmă, de 2, 3, 3. Deci, între unghiul O, R, V, zicem că O, V, P, O, V, P, O, simplu, este egal cu radical din suma lor, nu? 16, îi putem în asta. 16 plus 8 plus 8. 8. Și facem? 22, 24. Avem 6 ori 6, 4, 2 ori 6. Și cu asta am aflat pe VO, prima întrebare, 2 radical din 6. La ce înseamnă e până acolo și aducă? V, A, B și A, B, C. Și A, B, C, D, poate. A, B, C sau B, C, D. Planul de jos. Adică tangent. Adică înseamnă un cubiedru și apoi tangenta lui. Unghiul diedru dintre banul V, A, B și A, B, C, D. Păi știm că OR e perpendicular pe banul în gaia mică. Deci unghiul diedru. Știm că OR e perpendicular. O secundă să ne amintim ce înseamnă unghiul diedru, Adi. Unghiul format de două semiplane. Adică ar trebui să vedem care e dreapta comună a planului V, A, B. Planul e AB. E AB. Și se ia un punct pe dreapta respectiv și deci două perpendiculare în punctul ăsta.
Și unghiul dintre cele două perpendiculare pe dreaptă e chiar unghiul diagonal. Și care ar fi punctul convenabil care să-ți indice? M. M, sigur că da. Că V, M e perpendicular pe dreapta AB, că O, M e perpendicular pe AB, și acum tu și care e unghiul diagonal? V, M, O. V, M, O. Asta e. Deci V, M, O este unghiul diagonal. Încă la timp, Iona, hai să fim și tu, să nu mai ești. Ești atentă, nu? Da. Ești pe problemă. Mă cătușești. Da? Și să vă gândesc, nu se poate să... Nu vreau să zic că o R pe perpendicular pe AB, o M pe perpendicular pe AB. O R pe perpendicular pe A, B. Dar nu te interesează. Mai mergem între unghiul V, O, M, Iona. Bine. Între unghiul V, O, M, ca să clarificăm, urmărește oră. Deci, pentru a prinde unghiul diagonal, dintre două semiplane, asta e unghiul diagonal. Luăm latura comună. Că o dăm un punct pe dreapta comună. Și în clipa asta, dreapta comună este AB. Și în punctul ăla dedicăm perpendiculare în cele două semiplane. Și ce punct să mai cauți tu când am făcut așa de M? În care M, V e perpendiculare pe dreapta AB comună. Și M, O, celălalt semiplan, e perpendicular tot pe dreapta acum. Înseamnă că ăsta este unghiul de el. E deja M. V, M, O. Și atunci, la punctul B, avem de făcut tangentă de V, M, O. Ce e egal tangenta cu un triunghi dreptunghi? Tangenta cu un triunghi dreptunghi, că eu vorbim de voi la veța. Tangenta opusă. Pe alătura. Opusă este V, O. Vă rog, V, O, supra. O, M. V, O, supra. O, M. Apoi avem. Păi știm pe V, O, care e o 2 radical din 6. Deci vine 2 radical din 6, supra. 2 radical din 5. 2 radical din 5. Și am 2 radical din 35. Face radical din 3, s-a și raționalizat, supra 5. Și cu asta e terminat. Sigur că înainte de a face treaba asta, ca să zic V, M, O, trebuie a... Demonstra că o perpendicular pe A, B, M, O. Așa, și atunci unghiul diedru, atunci... Deci așa trebuia spus. V, M, nu. Planul V, A, B, dar nu V, A, B. Intersectează planul A, B, C, D, dacă e nevoie, dar așa. După dreapta AB. Egal cu dreapta AB. Cum om perpendicular pe AB. Dar trebuie să spunem ce este mână, mână aparține. A, mă, e aparține. Așa încât am egal cu mă, bă. Așa încât am egal cu mă, bă. Și cum omul e perpendicular pe AB, iar V, M, e perpendicular pe tot pe AB, nu? Și una este V, M, impus în planul V, AB. Inclus în planul VAB. Din ăsta toate, și alt inclus în planul ABC de spate, din ăsta toate rezultă că tangentă de unghiul diedru VAB VAB, da, și unghiul AB formă centrală ABC. Egal cu tangentă de unghiul VMO. VMO. Și radical din 30 pe 5. Și s-a făcut clar problema. Da? Sinusul dintre VAB și cât de cât? VAB. Dacă
la B și văd încă din partea cealaltă, așa. Iată de tine, nu te lasă deloc. Da. Deloc nu te lasă. Vă B și B, B, C. Care e unghiul dintre V, A, B și V, D, C? V, A, B e planul despre... L-am vorbit de el mai devreme. Da. Ai făcut-o chiar pe asta. Nu știu chiar pe asta. Chiar pe asta am făcut-o. Nu chiar pe asta, că ți-ai făcut. Da, da. Dar e da, copiată. E copiată de acolo și cu alte date. Da. Nu ce V, M, e pe pentru pe AB. V, pe AB. V, R, nu, V, S, pe D, C. Adică o pronunciez pe asta. Pe omul care interesează într-un punct. Ne. Ne. Sârbă, ne-are interesează. Da. Și unghiul poartă cele două semiplane e V. Este N, V, M. Deci, un nesper. Da? N, V, M. Ăsta e unghiul. Și se cere sinus de unghiul acela din vârf. Pe vârf o știm că... Vârf. Vârf. Mama, nu undeva? Nu. Dar nu acolo. Dacă ne văd capul. Cum gândiți voi că o să găsesc eu semnul vârfului M, V, N? N, V, N. Păi facem aria prin două căi. Așa. Aria egală o dată a trâncului. N, M, supra 2 și cu sinus. N, M, ori V, O, supra 2. Și cu N, V, ori V, M, ori sinus. Aria egală cu frunosul al două laturi, ori sinusul e drept. Deci egală cu V, M, ori V, N, ori sinusul unghiului. Dintre, da? Deci area este odată baza ori înălțimea pe 2. Pe 2 și este altă variantă, egal cu produsul a două laturi, ori sinusul unghiului pe 2. Da. Ne mergem asta cu... Asta cu două, că noi da. Avem nevoie de sinus. Da, da, da. Dar vânduri și vânduri sunt egale? Vânduri și vânduri sunt egale? Tocmai, de data asta avem clar că vânduri și vânduri sunt egale. Deci area... Aria pe unghiului. Care e trunchi? V, N, M. V, N, M. Aria pe unghiului V, N, M. Egal cu V, M. V, M. Ori V, N. Ori sinus de unghiul. V. M, V, N. Ca să fie clar, da? De V. Sinus de unghiul vânt. Sinus de unghiul vânt. Da, să spun un lucru, vânt, dar prin trei litere e mai da. Bine să-l citesc. Sinus. N, V, M. Supra 2, da? Și egal cu, cum, și egal cu area baza, adică N, M. Pare V, O. 2. 2, 2 este și pe partea. Deci rezultă că V, M pătrat. V, M la pătrat. Că V, M e la pătrat. Ori sinus. Sinus de unghiul. N, V, M. Egal cu N, V, M. Și unde spate sinus? Sinus de N, V, M. Egal cu N, M, ori V, O. N, M, ori V, O. Supra V, M, s-a păstrat. M, nu o știm. Și egal cu M, o știm cât este. Da, 4 radical din 5. 4 radical din 5. Nu
Câte dată? 2 radical din 6. O să 2 radical din 6. Supra... Dar uitați-o jos, că o știm. 2 radical din 2 plus 2. 2 radical din vm. Așa. Vm e 2 radical din 2 plus 2, deci. Da. Adică, doi hai să zicem, 2 pe lângă 1 plus se radicalizează din 2 la pătrate. Da? Tot la pătrate, și 2. Și 2 la pătrate. 4, zicem. Da, 4. 4. 4 cu 4. Iată de aceea Cristi spune, zice, în comentariu și răspunde celui care spunea că ne-a atrăjat atenția, da, dar și intervențiile mamei sunt cele care ajută foarte mult în problemă. Deci atunci, la simplificarea asta aici, lăsând 2, era o greșeală. Da? Observă de repede cum mie era că e vorba de 4 și suntem sprijiniți în cazul meu. Și acum, 2 radical din 5, 6, 30, supra... Și vine la pătrat. Și vine 1 și cu 2, 3. Plus 2 radical din 2, da? Plus 2 radical din 2. Sigur că da, că suntem 2 radical din 30. Se mâncă. 3 minus 2 radical din 2. Totul supra. 9 minus 8. 9 minus 8, da? Da. Supra 8. Și cam asta ar fi. Cred că acolo e un pătrat. Cred că e 1 minus radical de 2 tot rămâne. 6 radical de 30 minus 4 radical de 30. Și 2 radical de 30. Deci, vedeți să mulțim aici, da? Da. Deci egal cu 6... Miruna, să ne zice, să continuăm și să zicem... Da, nu, 6 radical de 30 minus 60, ce vreți să ziceți? Da, de 30. Nu-i, nu-i afacere. Da. Minus... dacă e dat în factor da, cu aici... Da, asta e formă ce am da. Deci, lăsăm așa, să zicem 2 radical din 30, pe lângă 3 minus 2 radical din 2, este sinusul unghiului respectiv. Hai să fim... Noi sinusul, nu? Trebuie să fii mai mic ca 1. Hai să dovedim că e mai mic ca 1, că totdeauna când faci sinusul unui unghi, trebuie să fii mai mic ca 1. Puteți arăta ca să vedeți ca 1? Să vedem. Ca să fiți convinși că a făcut o treabă bună. 3 minus 2 radical din 2 e mai mic ca 1. Mai mare ca 1. 3 minus 2 radical din 2? Haideți să ducem totul la pătrat. Sigur că da. Deci, dacă ridicăm totul la pătrat, ar fi cât aici? 4 ori 30. 4 ori 120. Pe lângă... 3 minus 2 radical din 2 la pătrat. Adică face 9 minus... 12 radical din 2. 12 radical din 2. Plus... Plus 8 marcă. Da. Trebuie să fie egal mai departe cu 120. Pe lângă 9... Minus 12 radical din 2. Deci vine 8 și 9. 1 minus 12 radical din 2. De ce vă rog? Că 9... A, aveți fără de 9. 17. 17 minus 12 radical de 2. Dacă asta e mai mic ca 1. 120 mai mare ca 1. Sigur că 120 mai mare ca 1, dar eu vreau să reușesc să arăt că e mai mic ca 1. De aceea zic 120 ori 17 mai mic să arătăm că e mai mic decât 120 ori 12 radical din 2. Ce s-a întâmplat? Nu e dat și nu dat. Deci nu e dat rezultat așa. Înseamnă că am greșit din calculele celelalte toate greșite? Da. Bun. Atunci noi suntem cei care am greșit undeva, să zicem. Da, nici pe 1, da. Păi, dacă nici pe unul, dar așa... S-a dus tot calcul peste cap. De ce forma este destul de urâtă aici? Sau nu au ei dreptate. Hai să revedem încă o dată. Deci am avut de a face de cât dădeam calcul. La ei, pe nici unul, nu, 33.
la 33, la A, 4 radical din 5. 4 radical din 5 și unul de-a 2 radical, 2 radical din 6. Da. Hai să vedem încă o dată. Cum am gândit pe VO? În triunghiul VO am avut pe om știută 4 radical din 5. 2 radical din 5, că toate era. Ori e 4, că avem triunghiul acolo, așa am calculat-o pe ori. Ori e dat de ei, ori... 4. E 4. Ori e 4. E 4, da? Ori e 4. Și mărui 2. Și atunci noi am făcut pe Pitagora aici. Păi să mai facă lucrurile de Pitagora. Ia să vedem. E 20 minus 16. 4 și 20 minus 16, e 2. 4 și 2, da. Și știi tu... 4 ori 2, 4 plus 4, 12, pe mână, 12. Pe mână, 4 ori 2, da, și? 2. Și pe OV, ca asta ar trebui, da. Noi ne-am dus în triunghiul OV, 8 plus 4, plus 16, V, care e 24. Am zis, la pătrat, ori la pătrat, 16, egal cu 2, ori RV. Dar aia nu e radical din 2, RV. Așa că le zic că... Ori în pătrat egal deci bine, cu 2 ori... Așa. 16 este egal cu 2 ori RV. Așa. Bine, RV. Egal cu 8. Egal cu 8. RV. 8 e RV. 8 am zis. Păi da, și de ce este radical cu 2? Că am crezut că e radical din 8. Păi gata, deci da. Deci tot important. Păi. Deci RV este 8. Și atunci toată MV când va fi aflat. Deci dacă ăsta e de 8 și 4, OV, hai să vedem OV, hai să vedem calculul, înseamnă radical din 16 plus 64. Și face radical din 80, da? 80. Și face 8 ori 10. Iese... 8. Deci 4, 2, radical din cât vine aici? Din 4 ori 20. Și mai iese un 2. Și face 4 radical din 5. Da. Așa mi-a spus. 4 radical din 5. Da. Acum, 4 la vești aici. Deci, dacă cineva atenție, mai bine. Da, foarte bine făcut. Deci, duo este 4 radical din 5. Și de acum, calculul trebuie refăcut complet, 4 radical din 5. La tangentă trebuie iar. Tangenta iar la punctul de am. Ia să vedem cât e tangenta trebuie în condițele astea. Că VO o știu, OM o știu. Deci, deci pentru... duo mai 4 radical din 5, profesor. Voi, 4 radical din 5. Ca să calculăm. Tangenta unghiului VMO. VMO este egal cu cateta opusă VO, care este 4 radical din 5. Sunt 2 radical din 5. 2 radical din 5, merge frumos. Egal cu 2. 2. Așa. Și sinusul unghiului ăla, să vom... să... ăsta de la mapa noi aici. Da. La punctul mână care o știm, adică 4 radical din 5. Deci, sinusul lui... Nu, egal cu... mână 4 radical din 5, domnul profesor. Uitați, aveți tocmai la jos. Mână 4 radical din 5. Ca 4 radical din 5. Ori 4 duo. Duo, care știm, 4 radical din 5. Adică ar fi ăsta la pătrat, supra. Supra, avem vârmă la pătrat. Ia vârmă. Vârmă, nu știu. Da, uitați acolo, 10. E 10, da, 10. Da, supra, 10. La pătrat. 10. 100. Nu-i da, vârmă la pătrat, uitați-vă cu dată. Da, vârmă la pătrat. 10 la pătrat. Și este egal cu 4 adică din 5. 16. 16. Supra 100, da? Da. Simplificăm 4, 5 aici face 20, 16 pe 20, până printr-un 4 și 45, care e aici,
duceam și l-am văzut că nu-mi place, zic, ceva nu e în regulă. Da? Deci, știți că puterea aici ne dădeam seama. Când o plic și văzând că sinusul acela nu e mai mic decât unul, când se întâmplă, și asta e un mod de a te controla dacă e greșit ceva. Deci ajung la sinus și constați că sinusul e mai mare ca unul, dar de prostii. Trebuie să le iei ca unul, să vezi unde e greșit. Și vedeți, în cazul ăsta trebuia de la capăt, de la... Da, este înapoi. Mm-hmm. Da. Și aici am fost cu toții vinovați, să spun niște rău. Minuna, eu am obosit și am... Eu am avut atentă și am zis că să mai participa, așa să mă sunt corpul cineva. Păi, apropo de observație. Exact. Și atunci vedeți că... Nicotre, foarte bine participarea, e corectă, corectitudinea. Poți să scăpăm ceva și... De aceea când lucrează o singură persoană, riscul e foarte mare să greșească. Da. Și încă doar, dar ei nu sunt neatenți. Vedeți, sunt neatenți. Putea să iau greșit, el putea zic că nu e așa. Sigur. Vedeți, neatenție, asta e la ei. Da. Nu poți să preiei repede. Poziția de unde? Eu mă uit să văd unde. Și dacă ai zis? Deci rățimea la pătrat, e ca plusul celor două proiecții. Care nu mai sunt la pătrat. Ori, egal cu mâni, ori, ori, ori. Din cauza și am demonstrat de ce vine așa. Vine să fac celălalt prânt. E șapte. Da? Am aici. Hai să vedem. Să facem un pic de sistem. Exact. La geometrie sau la algebră. La algebră. Și funcție am făcut. Fiind și el diferite. O să comentez la ceva acolo, o să dați. Dar la funcție am făcut puncte, intersecția am făcut. La geometrie și nu mă interesa. Și rămâne... Să spun aici sinteza oare, da? Ce-am făcut aici? Am făcut... Am făcut așa. Patru la... Piramidă. Patru la teră. Apotema vâmân era apotema cu profesor. Da, vâmân. Piramidă. Da. Patru la teră. Teorema celor trei perpendiculare. Teorema celor trei perpendiculare cu consecința... Consecința a doua. Am mai făcut... Apotema cu vâmân era apotema. Apotema tangentă sinus piramide unghi diedru teorema teorema diedru da teorema înălțimii ma înălțimii a Pitagora da Pitagora, da. Aria triunghiului. Da. Pe două căi, că n-am făcut doar la altul. Distanța de la un punct la plan. Distanța de la un punct la plan. Cei care n-au găsit timp de pe profonai să o facă vederea pe care. La revedere, dragilor!